Shall we begin? Vino cu aceea, vino cu aceea. Și am ieșit la Belcur. Este o piață foarte, foarte frumoasă și o muzică extraordinară. Nu știu dacă se aude exact. This is the Reebok or Nike. Or Nike. This is the rhythm of the night. Suntem aici la Place de Jacobin. Ce accent ai? Da. E o fântână frumoasă aici și în partea asta arată cam așa. Piața a fost făcută în 1556 de către Henric al II-lea pe locul unui cimitir de călugări. Iar un an mai târziu a devenit piață publică, iar numele ăsta de piața Jacobin, din Jacobin, îl are din 1871. Bună dimineața! Bună dimineața! Sau bon matin, matin. Sau bon son matin. Sesoar, sau cum se zice noi? Mă rog, suntem în fața catedralei din Lyon. Acum să vă zicem câteva chestii despre, dar nu mai arăta astea, să pară că suntem inteligenți. Ah, okay. Să pară că le știi pe din afară. Catedrala din Lyon a fost începută în secolul al XII-lea pe ruinele unei biserici din secolul al VI-lea. A fost finalizată în 1476. Această catedrală este sediul arhiepiscopului de Lyon. Catedrala este prevăzută de asemenea cu un ceas astronomic din secolul al XIV-lea. Și toate astea n-aș fi știut să vi le spun dacă evident nu le-aș fi citit. Am plecat de la Catedrala din Lyon și am luat-o la pas spre Bazilica Notre-Dame de Fourvière. Drumul nu a fost foarte lung, dar au fost foarte, foarte multe scări. Și când zic foarte multe, mă refer la foarte, foarte, foarte multe scări. Mult prea multe scări. Mamă, suntem abia la jumatea drumului. Nu știu cine că venea să roage atât de departe. Îți dai seama, preotul în fiecare dimineață să vină până aici? Și se merită să urci atâtea trepte și să faci un efort atât de mare, pentru că de aici se vede tot Lyonul. Și chiar o priveliște mișto. Dacă apuc a fost o scurtătură, chiar cedez. Fourvière este dedicată Fecioarei Maria, care a salvat orașul Lyon de la o epidemie de holeră zdrobitoare în Europa în 1823. În fiecare an, la începutul lunii decembrie, mai exact pe 8 decembrie, Lyon mulțumește Fecioarei pentru că a salvat orașul, organizându-se un festival al luminilor. După ce am vizitat catedrala asta, bazilică, cum zic ei, am ajuns și la turnul metalic. Ideea este că acest turn de fier a fost făcut în 2 ani de zile, între 1892 și 1894, cu resturile de la Tour Eiffel. Opa, era să cad. Se termina excursia. Am ajuns la Teatrul Antic din Lyon, de pe urmea romanilor datează și era chiar în ce? De ce râzi? Asta din spate chineza care se uita aceea și zâmbea, făcea. Trebuie să vezi filmarea. Datează și era făcut un fel de Coloseum în mizerie. Acum suntem la Muzeul Miniaturilor și al efectelor speciale dinainte de era digitală. În sfârșit, un muzeu pentru măsura mea. Miniatura ca miniatura, dar alea cu efectele speciale mi se pare șmecher. Hai să vedem ce e în interior. Suntem la muzeul Fraților Lumier, care sunt practic părinții cinematografiei. Suntem în fața parcului Tête d'Or. Este cel mai mare parc din Lyon, are 117 hectare ca mărime. Ce este foarte interesant, că undeva în mijlocul parcului există și o mică grădină zoologică și undeva pe aici, printr-o parte a parcului, este chiar și o mică grădină botanică. Acum să fac precum câinii aia când îi bagi în parc.
de a rămâne în viață în Franța. Și au venit primele feluri de mâncare. Aici este supă de ceapă și aici este chestia pe care mi-am luat-o eu cu ou, cu vin, cu miroase foarte tare vin. Dubioasă. Da. Impresiile de după, în comparație cu felul ăsta al doilea, cu vinul și ouă și cu șuncă. Nu, așa cum am venit să de asta. Ca să înțelegeți, supa de ceapă a fost foarte proastă, dar în comparație cu asta a fost extraordinar. Bă, a fost oribilă asta a doua. Cred că a fost cel mai oribil lucru pe care noi l-am mâncat vreodată. Cred că, dar n-am putut să-l termin, acum era o limbriță, cred că. Am uitat pe aici. Deci nu vrei să știi ce fața e, se vede că te scârbă. Aolea, dar mi-e rău de la asta. N-ai dat tu șarmaua ta. Șarmaua? Șarmaua ta de acasă. Oribil. Hai să nu mai zicem asta foarte tare, că așa zice și în franceză. Și o să ne scui pe următorul fel de mâncare. Au venit și celelalte două feluri de mâncare. Puiul la tine respectiv, nu? Presupun că ăsta e. Băi, arată bine. N-ai ce să zici. Și la mine cartofii cu șuncă și cu ce mai erau ei. Puiul și puiul diferit, ia. Da, ideea e că nu ne-a plăcut sub nicio formă, nici nu știam exact ce gust ar trebui să aibă mâncărurile, că nu le-am mâncat, deci s-ar putea să fi fost mâncărurile ciurate sau pur și simplu s-ar putea să fi fost restaurantul prost. Și dacă cumva ați pățit la fel ca noi, chiar aș vrea să știu dacă e doar o întâmplare nefericită sau chiar așa e mâncarea lor. Da. Gata, cam asta a fost excursia noastră din Lyon, am ajuns înapoi acasă, înapoi pe aeroportul din București. Vă mulțumim că v-ați uitat, nu uitați de... Like! Share! Și subscribe. Asta e. Vă mulțumim, ne vedem în următoarea excursie. Pa. Dale lutul vintru.